0745643. Cum era, mă? Cumnate? A? Cât are sora ta la final? 1 sau 2? Habar n-am, încearcă și tu 1. Păi cum să încerc, mă? Da. Parcă 1 era. Alo, iubire? Băi, ori Dana e foarte răgușită, ori era cu un bărbat? Ori nu-i mai știi numărul bine. Johnny? Eu nu mai pot să apelez la Ramona, pentru că oricum m-a ajutat săptămâna asta și... Da, mă rog, oricum nu știu numărul de telefon. Tu, în afară de refrenul ăla, nu știi nimic. Emile? Eu singurul număr pe care știu e la nevastă-mea, dar ea cred că nu mai răspunde. Ia dați-mă la mine, că vă salvez tot eu. Păi și pe cine suni? Ei. Nu mai pot de cald. Alo, bună. Eu sunt. Domnul asociat, capeluța. Dar eu n-am zis nimic de să mă asociez. Am zis doar că vreau să cumpăr jumătate de marfă. Atât. Eu zic să vă mai gândiți. Am vad la stradă, lângă intersecție. Mâine, poi mâine vine nemțe și mă cumpără și mă face hipermarket. Da, nu știu, mulțumesc. Să știi că nu sună rău deloc. Adică mi se pare un business care chiar poate fi scalat. Ce aveți, mă? Nu, mulțumesc frumos. Băi, fraților, știți ceva? Mie experiența de astăzi mi-a făcut bine. Păi, eu vreau să mă schimb. Păi, eu vreau să devin un om serios. Păi, eu vreau să mă angajez, vreau să fac pe sorta mândră. Păi, iubesc pe Dana. Vreau să termin cu găinăriile astea, cu haine la porbagaj. Am o soție, 3 copii, o iubesc pe Dana. Jur, cum n-a te zi? Da, da, clar, eu sunt de acord cu tine și... Asta cu soția, nu știu ce să zic. Cum adică nu știi ce să zici? Adică vrei să spui că ea mai găsește un bărbat ca mine așa? Adică Mario e unul la un miliard. Mult și așa. Sau știi tu ceva și nu-mi spui? Alo! Cașca Zurli, hai! Mergem acasă. Trei în spate. Pe bune? Agent secret? Și a trebuit să salvezi o grădiniță sau ce? Da. Da, e adevărat. Îmi pare rău că ați aflat așa, dar... Știți cum e cu agențiile astea secrete, cu secretele naționale de stat? Tatăl vostru este agent secret. Mi se spune și cameleonul. Și atunci de ce suntem așa săraci? Păi, stai, săraci pentru că totul face parte din misiune. Trebuie să ducem în eroare agențiile străine. Domnul cameleon, dacă ești agent secret, ce scrie pe tatuajul președintelui? Care președinte? Că sunt mai mulți. Al nostru! Păi, știu exact, pentru că l-am văzut. L-am văzut de multe ori. Adică are o de-asta scris când e o ancoră. Nu asta ce secret! Nimic! Dar 100 de lei să arătăm pozele mama! Bă, nu, stați așa un pic, stați, nu! Ia-s-a. Nu, stai un pic! E scrușilul, tata, stați un pic! Bă, voi chiar sunteți băieții mei, mă. Da. Păi părul nu se iasă greu niciodată. Vă dau că vă iubesc. Vă dau. Vă dau chiar câte 100 la fiecare. Dar nu azi. Vă dau mâine pentru că mi-am pierdut buletinul și pașaportul și permisul și portofelul în misiune. Mama! Băi, tu! Nu! Dă-i puterea. Mai, combat. Hai. Hai că nu mai are mult. Și dă-i fata la acum. Îmi dați. Copii, mama voastră e acasă? Nu știu. Aveți idee când vine? Nu știu. Dar prin mama înapoi? Încă nu, tati. Dar cu ajutorul vostru, cu siguranță, mă va primi. Facem o cină ca în filme romantică. Ai dat o spargere?
Nu! De unde bani? De unde bani? M-a ajutat asociatul la armăchinez. Hai, facem sau nu facem? Chef de chef sau șef de șef? Da! Pablo la bucătărie! Aoleu, ai dat foc la casă? Stai că trebuie să te leg la ochi. Lasă că mă leg. Zi, ce fac? Gata, te conduc eu. Stai așa. Gata? Da. Scot? Da. Oh, ce plăcere, iar ai venit? Am venit pentru că trebuie să stăm de vorbă. Am avut destul timp să mă gândesc în garaj și am zis că, fiind tată al copiilor, merită a doua șansă. Chiar o merit. Și îți promit, de față cu ei, acum, că nu o să-ți mai greșesc. Promit. Mami! Mami! Nu-ți place să ai ce am pregătit? Ba da, mami, ba da, e gata. Calmează-te. Îmi place foarte mult ce ați pregătit. Dar voi ați făcut singur toate astea? Împreună cu tati! Extraordinar! Mami, dar nu vrei să mâncăm? Ba da, mama, mâncăm, cum să nu? Cum să nu? Mâncăm, mâncăm, doar că fiți atenți. Eu cu tati rămânem aici și mâncăm la masă. Și voi luați-vă farfurile și hai sus, mâncați sus. Mami, dar putem să ne uităm și la desene? Normal! Normal! Mersi, da. Mami, că ne lasă ne uităm la desene. Da, hai. Să dați televizorul tare, că eu cu mami... Stau... Nu, te rog, te rog. Acum, serios. Mersi. Auzi, dar chiar trebuia să te folosești de copii ca să... să faci chestia asta de... Chestia asta? Chestia asta se numește cine romantică. Lumânări. Nu se știe broasca ce e oceanul, știi? Adică... Uite! Îți urmez sfatul. Ai spus să mă implic în viața copiilor, m-am implicat. Poftim. Asta? Mai spart. Mai... wow. Bun, deci mâncăm asta, dar mazele alea... Cine o să le spele? Eu? Cine? Nu. Na, tu nu mai stai să speli nimic. Tu mănânci și te duci rapid la tine acasă în garaj. Hai... Hai mă, Dana, că avem și noi... Nu mă lua cu Dana. Păi, deci la mine nu merge șantajul ăsta sentimental. Mă confunzi. Deci fii atent, eu o să mănânc acum pentru că mi-e milă de copiii aia, că i-ai pus să taie, să ce ați făcut voi aici. I-ai chinuit aiurea. Doar pentru ei fac asta. Nici n-are sare. N-ai pus sare la... Dă-mi... Ia-ți-o. Hai, dă-mi piperul. Poate în ochi. Dă-mi sosul. Sosul, da. Sosul chiar... voiam să zic că sosul chiar l-am făcut bun, dar l-ai nu-l meriți. Făcut. Tu ai făcut sosul ăla? Da, eu am frecat la el. Impresionată. Ia și mănâncă, ia. Ia și mănâncă. Da, să vedem dacă îi dă sare. Poate ai nevoie de piper?